joi ne-am unit împreună în post. Am venit împreună înaintea Domnului. Câți dintre dumneavoastră v-ați unit? Că da, nu au postit toți, dar unii ați postit. Da. Și vreau să vă spun câteva lucruri despre cum trebuie să fie postul și care sunt beneficiile postului. În primul rând, împarte-ți pâinea cu cel flământ și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Când postim, noi avem o rație zilnică de mâncare. Mâncăm dimineața, mâncăm la prânz și seara. Acum, de exemplu, dacă noi nu mâncăm dimineața, nu mâncăm la prânz, dar seara mâncăm și masa care n-am mâncat-o dimineața și masa care n-am mâncat-o după amiaza și mâncăm toate trei mesele seara, nu este un post cum ar trebui. Deci, un post corect înaintea lui Dumnezeu este ca masa aceea pe care noi o gătim sau mâncarea aceea pe care noi o cumpărăm să căutăm pe cineva amărât, pe cineva năpăstuit de soartă și să-l binecuvântăm și să-i dăm acea mâncare. Și atunci postul nostru putem să spunem că va fi primit înaintea lui Dumnezeu. Asta e una din caracteristici. Una. Pentru că un lucru pe care l-am observat în biserici, nu știu cum să-l zic în așa fel încât să nu supere pe cineva, dar e un lucru pe care eu l-am observat și este adevărat. În general, dacă vine cineva vestit în biserică, fie că evanghelist, proroc sau predicator, ne grăbim să-l chemăm acea persoană la masă, pentru că și noi primim o slavă. Uite, a venit fratele la mine la masă. Avem o onoare dacă cineva important vine la noi la masă. Dar dacă vine cineva în adunare, cineva fără importanță, cineva fără valoare, cineva care nu iasă în față să cânte, să predice, să prorocească, de obicei nu-l cheamă nimeni la masă pe persoana aceea. Și lucrul acesta vrea Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu se îngrijește de pastori, de evangheliști și au ce să mănânce. Poate unii n-au și e bine să-i chemăm la masă la noi. Nu-i ceva rău dacă chemăm un slujitor al lui Dumnezeu la masă. Dar e ceva rău când chemăm la masă oameni văzuți bine în biserică, dar pe cei care sunt năpăstuiți de soartă, pe cei care n-au nicio valoare, rămân flămânzi, nu-l primesc ajutorul nostru. Acum, să nu înțeleagă sora Alexandra că zic de ea, că sora Alexandra ne-a chemat pe mine și pe Lucian și a mâncat la ea și a fost o masă bună, slăvit să fie numele Domnului. Nu mă refer la sora Alexandra când zic lucrul ăsta, vreau să se știe. Poate a chemat și pe cei năpăstuiți în afară de cum ne-a chemat pe noi, noi nu știm lucrul acesta. Dar eu am văzut situații în care frați cheamă la masă persoane, dar persoanele năpăstuite nu le cheamă și ăsta nu e un lucru bun. Adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Deci noi trebuie să fim primitori de oaspeți. Chiar dacă e o persoană pe drum, să zicem că e o persoană îmbrăcată urât, o persoană murdară, o persoană care te-ai gândi, bă, persoana asta, dacă ar dormi în patul meu, îmi murdărește așternuturile. Și n-ai vrea să o primești. Și cunosc un frate de la Bistreț, Mirel, poate îl cunoașteți. Da, fratele acesta, Mirel, ia oameni nepăstuiți de pe stradă, oameni murdari, oameni împuțiți, oameni nespălați, îi spală el cu mâna lui la el în cadă și le dă să mănânce și să vedeți ce a spus Domnul despre omul acesta. Prin alt frate, prin Vasile de la Bistreț, a avut Vasile un vis noaptea și l-a văzut pe Mirel cum era răpit de Domnul și ridicat la cer. Și că va face parte din mireasa Domnului. Mi se ridică părul pe mine când aud. Și a venit Vasile la Mirel și l-a întrebat: frate, trebuie să-mi spui ce faci tu înaintea Domnului? Ce faci tu de mi te-a arătat Domnul că Domnul te răpea la cer? El nu spunea, nu se lăuda cu ceea ce făcea. Și fratele s-a mirat, ce face fratele ăsta de mi l-a arătat pe mie Domnul că îl răpește Domnul la cer și că va fi parte din mireasa și va face parte din cei răpiți. Să facem și noi astfel de fapte. Ajută-mă, Doamne! E greu de făcut, nu e ușor. Uneori, ca să faci o faptă bună sau să faci o dărnicie, poți să ai probleme cu cei din casă, că nu te lasă. Eu, când m-am întors la pocăință și vreau să ajut cât un frate, și ai mei știau câți bani am sau cât am câștigat în ziua respectivă dacă mergeam la muncă,
Aveam ceartă cu ei, mă certau, cum, de ce să-i dai, lasă să se ducă la muncă, nu știu ce. Și pe de-o parte eu aveam inimă bună să fac ceva pentru Dumnezeu, să dau la unul mai amărât ca mine, că erau frați, nici unul eram bogat, dar erau frați mai amărâți decât mine. Și pe de-o parte îmi tulbura inima cu ceartă, de ce faci asta, de ce așa. Și uneori ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătești, ca să ajuți pe cineva, uneori vei avea parte de amărăciune și chiar din familia ta. Ăsta e un lucru care se întâmplă și un preț pe care trebuie să-l plătim. Îmi aduc aminte, eram în Anglia. Dumnezeu mi-a dat biruință la examen, e o altă poveste pe care o să vă spun despre cum am luat examenul. Dumnezeu m-a purtat în două țări să vestesc Evanghelia. Vă spun lucrul acesta cât de este de important să ascultăm de Dumnezeu. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. De ce vă spun versetele acestea și de ce vă spun istoria mea? Ca să mă dai o mare că sunt mai credincios decât dumneavoastră? Nu, departe de mine lucrul acesta. În cuvântul Domnului spune, atunci când postiți, o întrebare pe care noi o punem în timpul postului. Când postim, avem voie să spunem la cineva că postim? De ce? Dacă ne roagă să mâncăm, frate. Da, e o întrebare la care vreau să vă răspund. Da. Pentru că în timpul postului ne punem întrebarea asta cu toți, și fratele, și sora, și fratele, și eu. Ne punem întrebarea aceasta că intervin tot felul de situații. Oamenii ne întreabă, hai să mănânci. Sau de ce nu mănânci? Cum trebuie noi să procedăm? Dacă mă întreabă fratele, Daniel, hai cu mine la masă. Eu dacă îi zic acum, frate, eu nu mănânc, că postez, știi? Adică eu abia aștept să-i spun, știi? Abia aștept să mă întrebe ca să-i spun, frate, nu mănânc, că postez. Adică cum ar fi să caut o posibilitate ca eu să-i spun lui ăla, nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă îi spun, de exemplu, frate, mulțumesc că m-ai invitat, nu mănânc. Dacă fratele se oprește și nu mai insistă, atunci lucrurile se termină așa și nu i-am spus. Dar dacă persoana aceea insistă și zice, frate, de ce nu vrei să mănânci la mine? Nu ești fratele meu adevărat, nu vrei să mănânci în casa mea. Atunci eu sunt dator să-i spun, frate, uite, eu te iubesc, sunt fratele tău, dar nu mănânc pentru că eu sunt în post. Deci, care este răspunsul? Răspunsul este că noi nu trebuie să spunem oamenilor că postim în sensul că abia să așteptăm să le spunem. Dar dacă oamenii insistă, atunci noi putem să le spunem. Pentru că nu-i ca și cum, hei, știi că eu postesc? Sau te întâlnești cu ceva, salut, eu spun, da, ce mai faci? Uite ce să fac, sunt și eu în post. Nu-i plăcut lui Dumnezeu lucrul acesta. E duc de mândrie. Dar dacă persoana insistă să știe de ce nu vrei să bei un suc cu ea, de ce nu vrei să mănânci cu ea, nu-i păcat să-i spui în conjunctura aceasta. Asta e o conjunctură în care nu-i păcat. Altă conjunctură în care nu-i păcat să spui că ai postit, îi aceea când e un post public. Deci, dacă noi stabilim ca toți să postim într-o anumită zi, noi între noi putem să ne întrebăm, frate, cum a fost ziua de post? Sau, soră, cum a fost ziua de post? Păi, frate, eu am avut lupta asta în ziua de post. Eu, soră, eu am avut lupta asta, surorile între ele sau frații între ei. Dacă este la nivel de biserică, să vorbim așa unul cu altul, să ne încurajăm în timpul postului. Cum ești? Îți e greu în timpul postului? Pentru că să vă zic ceva, se întâmplă ca în timpul postului să avem ispite mai mari decât atunci când nu postim. Se întâmplă să te doară capul în timpul postului, se întâmplă să țipe nevasta la tine în timpul postului sau bărbatul în funcție de caz. Și copilul, nora. Și copilul, nora. Deci, și problemele să fie mai mari și să fie mai greu în timpul postului decât într-o zi normală. Ce înseamnă lucrul ăsta? Tu când postești și te rogi, împărăția celui rău este zdruncinată. Și atunci cel rău reacționează mai tare. Dar dacă tu vezi că diavolul reacționează mai tare în timpul postului, ce înseamnă? Că trebuie să te lași? Nu. Înseamnă că ai efect și că trebuie să continui. Ai efect și trebuie să continui. Câți dintre voi a simțit ispite mai mari și lupte mai mari în timpul postului? Da, eu. Deci suntem mai mulți. Suntem pe aceeași linie, măriți să fie numele Domnului. Ideea este... Ispit,
foame nu mi-a fost sub listara și așa de bine a fost ziua aia că a fost binecuvântată. Nu mai putea să mai susține de post. Slavă Domnului Iisus! Nu mai am fost și la butroze, n-am scos butroze, am avut putere să... N-aș mai fi mâncat nici în ziua asta, la butroze, sunt de bine, până nebună! Pune întrebarea aceasta, poți să țin jumate de zi de post? Unii care n-au mai ținut niciodată, poate să țină jumate de zi de post. Da, poate. Sau mai sunt cazuri în care ții mai multe zile, ții 3 zile, de exemplu, sunt cazuri în care, uite, Katia, de exemplu, fata asta de Republica Moldova, că unii dintre dumneavoastră o știți, da. A ținut 3 zile, n-a mâncat nici sara. Da? A băut, este era, este era. Da, a băut lichide. Ce-a făcut? A băut lichide ca să... Deci n-a fost postul Estera, pentru că postul Estera nici lichide nu a băut Estera. Da, i-a fost un post mai slab decât al lui Estera, pentru că a băut lichide. Cum să vă zic, din punct de vedere medical, dacă nu bei lichide și nu mănânci nici sara, e periculos. Adică poți să ajungi la spital, poți să mori, e destul de periculos. Dar dacă bei lichide, și până la 40 de zile poți să duci în felul acesta. Acum, ce încurajare vreau să am cu privire la post? Pentru că eu despre post vreau să vorbesc astăzi. Vorbește, ce întrebi, iată, cu postul, dacă nu ți-o până în sara după negură, mi-arată Dumnezeu pâinea, ba jumătăți, ba ruptă, ba ciubulită, că, fiindcă n-am dus până sara, eu am crezut. Păi, știți cum era este? Era pâinea întreagă, jumătăți, sfert, deci, da. Ciubulită, nu era... La sora Alexandra, întrebarea aceasta, dacă nu ține postul până seara, ce se întâmplă? Da. Răspunsul este următorul. Dacă lucrezi la un om până la ora 1, îți dă plata până la ora 1. Dacă lucrezi până seara, îți dă plata până seara. Dar tot îți dă bani. Nu zice, mai lucrat până la 1, nu te mai plătesc. Că nu-i zi completă. Tot îți dă bani. Deci Dumnezeu ne primește și jumătate de zi de post. Și cât de mult postim și cât de mult ne rugăm, atât de mult va avea efect mijlocirea noastră. Postim jumătate de zi, mijlocirea noastră va avea efect cât jumătate de zi de post. Postim o zi întreagă, va avea efect cât o zi întreagă. Se întâmplă să uiți că postești și să iei ceva în gură de mâncare. Vi s-a întâmplat? Da, s-a în cazul ăsta vine întrebarea, ce fac? Întrerup postul sau continuu? Dacă se întâmplă lucrul acesta, nu întrerupeți postul, ci continuați, pentru că ați luat fără să vreți. Ați luat fără să vreți, adică n-ați conștientizat că vă sunt în post. E bine să continuați, chiar dacă ați luat bucățica aceea în gură. Ajută ceea ce spun? Ajută pe cineva? Vreau să vă zic un lucru. E bine să postim în fiecare săptămână, să fie o disciplină, pentru că Domnul Iisus Hristos a zis, când postiți, să nu vă luați o înfățișare ca fățarii și așa. Domnul Iisus Hristos nu zice, voi dacă cumva postiți, să nu vă luați, adică Domnul Iisus zice, când postiți, adică e ca și cum, voi sigur trebuie să postiți, trebuie să aveți o disciplină de post, trebuie să fie ceva regulat pentru voi. Și ca și copii ai lui Dumnezeu, e bine ca în fiecare săptămână să postim, măcar o zi. Și dacă noi am hotărât așa să stabilim joia, dacă... Dar un alt lucru pe care e foarte important, deși noi am stabilit să postim joia, nu înseamnă că trebuie să postiți doar o zi. Voi puteți să postiți și mai multe. Noi ca biserică am zis, mă, hai să postim joia toți, să ne unim toți așa, să fie rugăciunile puternice, să fie postul puternic, să ne rugăm pentru biserici, pentru familii, pentru... Dar nu înseamnă că trebuie să te limitezi la o zi. Putem să postim și 2 zile, 3 zile pe săptămână, 4 zile, spre încurajarea voastră, nu spun spre lauda mea, dar pentru că eu am venit cu inițiativa aceasta să ținem postul, vreau să vă spun ceva ca să vă încurajez pe voi. Vreau să repet un lucru. Atunci când spunem ceva spre încurajarea la cineva, lucrul ăsta nu-i păcat. Dacă spunem că am postit sau că am dat lucru cu tare și nu spunem cu scopul să părem noi spirituali, ci spunem cu scopul să-i ajutăm pe alții, lucrul ăsta e plăcut înaintea lui Dumnezeu. Eu ce vă zic acum că am făcut, nu vă zic ca să mă dai eu spiritual. Vă spun ca să vă dau un exemplu și să vă ajut. Vreau să vă încurajez, cine dintre voi simt și sunt întăriți de Domnul, săptămâna aceasta chiar
trei zile de post să ia. Deci dacă simți că ai nevoie de o apropiere mai mare de Dumnezeu, dacă simți că sunt în viața ta lupte pe care nu le poți birui și că ai nevoie de mâna lui Iisus, ai nevoie de intervenția lui în problema ta și simți că puterile tale te lasă și s-au slăbit. Și că numai Dumnezeu este ancora ta și numai El poate rezolva luptele tale și situația în care te afli. Îndrăznește și postește mai mult, îndrăznește și roagă-te mai mult. Ia 3 zile de post, ia 4 zile de post. Stai înaintea lui Dumnezeu o oră pe zi în rugăciune. Ajută pe cineva ceea ce spun. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să vă întreb despre post. Aveți întrebări la care aș putea să răspund acum? Da, frate, eu vreau să te întreb. Da. În bunoare, eu sunt așa mai bolnavă. Eu nu știu dacă aș vedea o persoană mai amărâtă sau să pot să mă duc să ajung să fac și a vorbi Domnul. Și dacă la o persoană, indiferent, că ar fi un nepot al meu, că ar fi un om mai străin, un copil, să dau ceva în numele Domnului, bani, dacă mâncare n-am la cine să o dau. Da, deci înaintea lui Dumnezeu este bine primit orice. Înaintea lui Dumnezeu este bine primit orice. Și, de exemplu, vrei să dai ceva în ziua postului, dar n-ai cui să dai sau nu știi ce să dai. Cum poți face? De exemplu, ai niște bani, dar nu poți să-i dai atunci. Îi pui deoparte pentru Domnul banii aceia și zici, de banii ăștia trebuia eu să mănânc 2 mese astăzi, banii ăștia îi pun deoparte și peste 3 săptămâni când mergem la seara de veche, îi pun pentru motorină în locul la sora care nu poate să pună. Și în felul ăsta este primit de Dumnezeu. Păi da, că de multe ori, frate, a trecut zile care n-am plecat de acasă și zic, Doamne, adu tu pe cineva, scoate-mi pe cineva să-i dau ceva să mănânce sau un ban sau... Și n-am făcut și a trecut postul și n-am în casă să dau la copii. Da, și în felul ăsta, dacă punem ceva deoparte, de exemplu, eu am avut o experiență, lucram la munca câmpului la Puieți. Nu știu câți dintre dumneavoastră a fost la Puieți. Știm, la planta de pom. Da. Și acolo strângeam și eu câți bănișori, era 40 de lei ziua de muncă, nu mai știu cum era atunci, eram și la liceu, deci îmi făceam și eu ceva bani de buzunar pentru liceu. Și atunci aveam 2 pușculițe. O pușculiță a mea, și o pușculiță a Domnului în care dădeam zeciuia la 10-a parte. Și vreau să vă spun că toți trebuie să strângem pentru Domnul să dăm zeciuia la înaintea Domnului. Eu zeciuia la caut să o dau unde văd eu un caz, unde văd o nevoie, unde văd 10% din o familie cu mulți copii sau așa. Asta că poate vă vine în minte întrebarea unde să dau zeciuia la. De asta vă zic asta. Dar ce vreau să zic, strângeam așa două, că m-am abătut de la idee, strângeam 2 pușculițe cu bani, una pentru Domnul și una pentru mine. Nu știu ce vroiam eu să iau, un MP3, să ascult muzică creștină sau ceva, erau cu MP3-ul, nu erau cu telefoanele astea cu muzică, cum e acum. Și am strâns și am făcut bani de un MP3. Și atunci stăteam înaintea Domnului, mă rugam, făceam lucrarea Domnului și simt în inima mea că Domnul spune, ai credință în mine, și dăm mie banii tăi. Și pun banii pe care eu îi aveam, îi pun în pușculița Domnului toți banii mei și zic, Doamne, ți-i dau ție pe toți. Și i-am dat la un frate care noi trebuia să mergem toți împreună la o seară de veghe undeva la Slatina. Și fratele acela, având copii, având mai multe nevoi ca mine, eu fiind necăsătorit, neavând așa multe nevoi ca și el, am zis, îi dau la fratele ăsta, îi pun la motorină, ca și alți frați care sunt în biserică și sunt mai sărași, ca să fie scutiți de un efort. Și m-am dus la el, i-am dat banii aceștia. Dacă am stat în prezența Domnului, Domnul ne va binecuvânta în seara aceasta, ne-a binecuvântat și spiritual și ne va binecuvânta și fizic. Tata la băiatul cu care am venit, tata la Sami, îi pastor, fratele Raul, și el ne va binecuvânta cu niște cereale. Și vreau să vă spun că seara următoare,
când am mers la seara de veche, ziua următoare, o soră mi-a dat, așa nu mă cunoștea, nu, eu, nici eu nu o cunoșteam pe sora respectivă, la Zlatina e o biserică mai mare acolo. Și o soră care nu mă cunoștea... Da. Ține la mine și îmi bagă niște bani în buzunar și zice: mulțumesc, în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul mi-a pus pe inimă. Am rămas așa. Am zis: uite, Domnul, eu am dat pentru tine astăzi, am renunțat la dorința mea de am cumpărat ceva la planurile mele, că stăgeam acolo bani și am zis: Doamne, dau fie. E greu uneori să renunți la ce vrei tu și să-i dai Domnului. Și am zis: uite, Doamne, eu am renunțat și tu mi-ai dat și m-ai binecuvântat. Și am văzut mâna lui Dumnezeu în felul acesta. Văd că Sami s-a dus să ajute la cutii. Dacă se poate, acum când ne vom ruga, să ne rugăm și pentru el, că urmează să facă un drum lung. Va merge în lucrarea Domnului în America pentru 2 săptămâni și dorim ca Duhul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu să fie peste el acolo. Dorim ca mâna lui Dumnezeu cea bună să-l însoțească, să lase protecția lui peste avionul cu care va zbura. L-a dus și l-a întors să fie o binecuvântare pentru bisericile în care va ajunge. Și de asemenea, Domnul să-l întărească în lucrare pe tatălui, fratele Raul, care eu lucrez împreună cu tatălui, tatălui este pastor și noi lucrăm la plantarea unei biserici undeva mai în centru, la Casa Studenților, avem închiriat acolo 2 ore pe săptămână, duminica dimineața, de aceea nu prea pot să vin duminica dimineața că sunt împreună în lucrare cu tata la Sami. Și Domnul să-l întărească, pentru că aici, dacă e o biserică, acolo e o biserică. Domnul are nevoie, în fiecare cartier trebuie să fie o biserică care să reprezinte numele Domnului, pentru că în Craiova sunt 300 de mii de oameni, 300 de mii de suflete. Și noi aici cât suntem? Acum, prezent, suntem 20 de suflete. Da. Suntem puțini. Și este loc de biserici, mai multe. Nu ca să concureze între ele care are biserică mai mare, că nu, asta e biserica mea așa. Nu, dar să fie o unitate, o colaborare, o conlucrare în dragostea lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Da, să fii tu, Doamne, glorie. Acum ne ridicăm în picioare și o să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să ne întărească pentru postul care va urma, fie că va fi de o zi, fie că va fi de 3, fiecare știe în inima lui hotărârea.